Aflați în cantonament montan la Sinaia, fotbaliștii de la Mușcelul Câmpulung au programat în această perioadă câte 3 antrenamente în fiecare zi, la 8 dimineața, la 11 și 30 de minute și apoi după amiază de la ora 17. Vestea proastă este că deja unul dintre jucători a părăsit cantonamentul după o accidentare. Este vorba despre nou venitul Răzvan Tița, adus de la Codlea pentru postul de fundaș central, cel căruia, în urma investigațiilor medicale, i s-a recomandat 3 săptămâni de recuperare. La polul opus, dincolo de efortul pe care îl depun în această perioadă de munte, în cantonamentul mușcelenilor a fost timp și pentru o scurtă petrecere. Ieri, fundașul stânga, Mihai Băduleanu, a împlinit 22 de ani, iar conducerea echipei și colegii au pregătit o mică surpriză. În altă ordine de idei, să spunem că secundul echipei mușcelene, Liviu Hapain, a promovat cu succes examenul de antrenor pentru licența B. Pe site-ul Federației Române de Fotbal au fost publicate rezultatele concursului, iar printre cei admiși se află și mușceleanul. Acesta a acumulat 10 puncte pentru studii universitare, 8 puncte pentru activitatea profesională ca jucător, 5 puncte pentru experiența de până acum și nota 7,66 la examenul scris. Media finală a mușceleanului a fost 7,68.